Au cuvântul în numele grupului parlamentar Partidul Național Liberal. Domnule președinte, aveți cuvântul. Domnule președinte al Camerei, doamnelor și domnilor parlamentari, domnule președinte al României, domnule președinte al României, cred în momentul ăsta că există măcar un lucru care ne unește pe noi doi, dorul de Emil Boc. Cred că dumneavoastră îi duceți dorul primului ministru Emil Boc, iar eu vă mărturisesc că duc dorul discursurilor parlamentare ale lui Emil Boc, pe vremea căruia credeam că nu se poate mai rău, dar azi am constatat că da. Să zicem însă că domnul Blaga n-a spus nimic, și să ne referim la subiect. Stimați colegi, Parlamentul nu este, de bună seamă, o instanță juridică. Parlamentul nu este un tribunal și hotărârea pe care noi o vom lua astăzi nu este o sentință. Nu e mai puțin adevărat că, în ciuda tensiunii, e una din cele mai frumoase zile ale vieții politice românești și, în orice caz, ale vieții parlamentare. Pentru că astăzi, reuniți aici, indiferent cu ce verdict politic vom pleca, nu dăm nicio lovitură de stat, nu atacăm nicio instituție, nu punem între paranteze nicio literă a Constituției, ci ne aflăm în miezul exercițiului democratic, constituțional și parlamentar. Și vreau să salut faptul că, cel puțin în principiu, până și domnul președinte al României a recunoscut iar acest lucru, performanța la care membrii Partidului Democrat Liberal n-au ajuns nici până azi. În fond, dincolo de argumentele cu trimitere juridică la articole de Constituție încălcate, constant și flagrant, arătate în documentul politic pe care noi îl supunem dezbaterii și votului dumneavoastră astăzi, în fond, cred că foarte mulți dintre cei care au trăit și trăiesc în această țară, știu că în fond astăzi s-a ajuns la solicitarea de suspendare a președintelui României, după ce ani de zile președintele României a suspendat, de fapt, Constituția României. A suspendat spiritul Constituției României și, măcar la nuanță, deși evident sunt semnatar al documentului care propune suspendarea, mă despart de textul pe care l-a reluat azi Eugen Nicolaescu. Nu e vorba doar de faptul că Traian Băsescu și numeroasa lui camarilă politică și de altă natură au transformat ilegal și neconstituțional România într-un regim politic prezidențial de facto. Un regim politic prezidențial, chiar dacă nu e cazul deloc în România, în Constituția actuală, poate fi încă un regim democratic. Domnul Traian Băsescu, susținătorii săi politici, susținătorii săi din Parlament, din guvern atunci când l-a avut, din alte instituții, au încercat mereu să transforme România, din punct de vedere politic, într-un regim unipersonal și discreționar, ceea ce e cu totul altceva, chiar și decât un regim prezidențial. Sigur că auzim mereu distinția, și am auzit-o chiar și azi, din partea președintelui, între vorbă și faptă. Președintele, și ăsta e un lucru la care nu mă așteptam, pentru că lipsit de curaj nu a fost niciodată, se ascunde astăzi
a făcut-o și în fața noastră, în spatele unei false distincții între vorbă și faptă. Trebuie să știe, domnul președinte, trebuie să știm toți care facem politică până la nivelul de a asuma responsabilități în statul și în sistemul politic românesc, că în anumite împrejurări și în anumite funcții, vorba, declarația înseamnă faptă. Președintele Traian Băsescu a dat ordine directe și în mod public unor instituții care nu-i sunt și nu i-au fost subordonate. Căror instituții? Tuturor. Parlamentului, guvernului atunci când a putut, curții constituționale, instanțelor judecătorești, serviciilor de informații și tuturor celorlalte instituții care sunt în slujba cetățenilor României și nu a președintelui ei sau a oricăruia dintre noi. Aceasta este, de fapt, marea problemă pe care noi azi propunem să o sancționăm printr-un vot politic în Parlament, trimițând-o la judecata electoratului român. În fond, domnule președinte Băsescu, noi dorim să vă suspendăm azi printr-un act perfect constituțional, perfect democratic. În realitate, dumneavoastră v-ați autosuspendat de mult, de ani buni, din funcția de președinte al României. Iar marea eroare pe care ați comis-o și marele păcat politic și instituțional pe care l-ați comis, nu față de noi, adversarii sau susținătorii dumneavoastră politici, ci față de cetățenii acestei țări care v-au dat de două ori votul pentru a fi președinte, este că ați lăsat această țară fără președinte. Constituția României dă dreptul cetățenilor români să-și aleagă un președinte pentru ca acesta să fie garant, să fie moderator și să fie reprezentant al tuturor. Și în acești ani, în orice caz în cei trei din urmă ani despre care vorbim, România nu a avut președinte pentru că nu a avut garant în persoana lui Traian Băsescu, decât pentru camarila coruptă a domniei sale și a Partidului Democrat, pentru că nu a avut mediator între puterile statului și între stat și cetățean, și cum putea avea când președintele s-a transformat în mintea și în acțiunea sa în singura putere a acestui stat, când s-a transformat și s-a considerat statul însuși, șeful statului. În realitate, președintele este, chiar dacă nu e numit așa, expressis verbis în Constituție. Dar de aici și până la ideea că este ca președinte șef al tuturor instituțiilor și, în fond, șef al tuturor cetățenilor, este o distanță enormă ca distanța de la dictatură la democrație. Sigur, există nuanțe juridice, discuții de natură constituțională care se pot purta. Fondul, adevărul, e cunoscut de toți românii, că l-acceptă sau nu, că-l susțin sau nu. Ieri domnul președinte ne spunea aici, în prima pledoarie a domniei sale, că a spus adevărul românilor. Se referea la necesitatea măsurilor economice de austeritate și la necesitatea unei justiții independente și la alte lucruri frumoase cu care totdeauna toți am fost de acord și pe care, mă refer la justiție, foarte puțini dintre noi în diferitele guverne am reușit cu adevărat să le aplicăm. Nu, domnule președinte, nu le-ați spus românilor tot adevărul. Nu le-ați spus românilor că în vreme ce pentru milioane dintre ei se impuneau, impuneați prin guvernele dumneavoastră marionetă și prin majoritățile parlamentare marionetă măsuri de austeritate, un grup restrâns de clientelă și camarilă politică
a prosperat la cote nemaivăzute. Nu le spuneați, de exemplu, că atunci când 25% din salariile tuturor bugetarilor se tăiau, bugetul unor instituții, ca de exemplu președinția României, creștea la cifre fără precedent? Nu le-ați spus adevărul despre faptul că niciunul dintre apropiații dumneavoastră nu a fost deranjat de niciun element al sistemului judiciar din România, așa cum spuneți că vă doriți și așa cum ne dorim cu toții, în mod echitabil și corect? Nu le-ați spus că dosare sau plângeri în justiția română împotriva unor apropiați politici sau economici au fost blocate? Ne acuzați astăzi pe noi și ne acuzați, stimați colegi din Partidul Democrat Liberal, că vrem să-l suspendăm pe președinte pentru că ne temem de o justiție independentă. De ce m-aș teme eu? De ce s-ar teme Victor Ponta? De ce s-ar teme cei mai mulți dintre dumneavoastră, din orice parte a spectrului politic, de justiție? Nu eu și nu zdrobitoarea majoritate a parlamentarilor avem dosare închise sau suspendate de justiția română, ci președintele Traian Băsescu. Am văzut că și președintele, și domnul Blaga, ba chiar și domnul Toader, sunt foarte îngrijorați. Poate mai important, și-a exprimat îngrijorarea ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România și o serie de importanți, responsabili sau actori politici occidentali. Salut această îngrijorare, măcar pentru faptul că îngrijorarea exprimă interes. Iar interesul Statelor Unite, interesul cancelarilor occidentale pentru România a fost dorit de noi mereu și cred că e întotdeauna benefic. Am cinstea de a vorbi acum ca reprezentant al unui partid, Partidul Național Liberal, care este cel mai vechi partid liberal în activitate din Europa și care este singurul partid democratic care a supraviețuit în Europa de Est perioadei comuniste. Vorbesc ca reprezentant al unui partid care din 1990 a vorbit deschis și a rămas mereu în opoziție sau la putere, atașat valorilor occidentale, atașat ideii statului de drept, pluralismului, democrației, economiei de piață liberă și justiției eficiente și independente. Pentru cine este foarte îngrijorat? Reamintesc faptul că Partidul Național Liberal făcea parte din guvernul care a luat primele măsuri absolut necesare pentru apropierea României de NATO și Uniunea Europeană. Pentru cei îngrijorați, reamintesc faptul că în timpul unei guvernări PSD cu Ion Iliescu președinte și Adrian Năstase prim-ministru, România a intrat în NATO și România a desfășurat cea mai mare parte a negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Reamintesc faptul că pentru cei îngrijorați din țară și de peste hotare, am intrat în Uniunea Europeană luându-ne toate angajamentele în vigoare și azi un guvern condus de Călin Popescu Tăriceanu. Reamintesc faptul că reforma justiției, la care toți ținem, de la Washington, Bruxelles sau București, a fost introdusă în vigoare în România prin angajarea răspunderii nu a lui Traian Băsescu, ci a aceluiași premier liberal Călin Popescu Tăriceanu. În fine, dacă reafirm și garantez în numele
Partidului Național Liberal și sper și sunt convins în numele Uniunii Social-Liberale atașamentul nostru ferm pentru toate aceste valori o fac pentru că există oameni care cunosc poate mai puțin istoria României și care se pot îngrijora sincer. Unii sunt atât de îngrijorați încât fac comparații cu mineriada din 1990. Și pentru edificarea lor am să fac o foarte scurtă trimitere la memorie. Da, în 1990 mineriadele acelea au fost cel mai grav atentat la statul de drept din cei 20 de ani. Știm oare ce făcea fiecare? Știm că Ion Iliescu era președintele României și știm că va fi însoțit toată viața sa și mă tem că în toată istoria de responsabilitatea și umbra uriașă a acelui moment. Știm de asemenea că în acel moment Călin Popescu Tăriceanu, Varujan Vosganian, Radu Stroie, Puiu Hașoti, eu, într-un oraș de provincie, eram membri ai Partidului Național Liberal, aveam sediile atacate, dar nu încetam să susținem atunci, acum 20 de ani, valorile libertății. Știu că Victor Ponta, liderul de azi al PSD, era elev de liceu, știu că Valeriu Zgonea, președintele Camerei de azi PSD-ist, era student, știu că Liviu Dragnea era un inginer în Teleorman și mai știu că Vasile Blaga, Radu Berceanu, Adrian Videanu erau deputați în partidul lui Iliescu, în partidul care cauționa mineriada. Iar singura mea rugăminte către domnul președinte Traian Băsescu este aceea ca atunci când își va scrie memoriile sau poate le va dicta lui Mircea Cărtărescu să ne spună ce făcea exact și unde se afla în zilele de 13, 14 și 15 iunie 1990. Nu există pentru nimeni onest motiv de îngrijorare. Motivele de îngrijorare s-au risipit. În România, echilibrul puterilor s-a restabilit și ședința și decizia noastră de astăzi este o dovadă. În fine, dincolo de sancțiuni pe care nu le dăm noi, ci le va da dacă le va da electoratul României, există și lucruri de care oamenii nu sunt vinovați, nici măcar domnul președinte Băsescu, și lucruri care nu pot fi sancționate. Dar merită să vorbim măcar o dată despre ele. Constituția României nu poate impune președintelui și nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că n-a făcut asta, dar marea calitate a unui lider național adevărat este aceea de a uni o națiune, de a o mobiliza, de a o inspira. Traian Băsescu a fost și este un om puternic, un om politic puternic. N-a fost și pentru asta nu-l putem pedepsi și nu va fi niciodată un adevărat lider al acestei națiuni. Drumurile mele și ale dumneavoastră, domnule președinte Băsescu, oriunde v-ați afla, se cam despart. Veți fi sau nu suspendat astăzi, veți fi sau nu demis de verdictul poporului român, ne cam despărțim. Dacă nu veți fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viața politică. Dacă veți fi demis la referendum, nu știu ce veți face, dar vă urez și dumneavoastră și mie un singur lucru. Să apucăm amândoi o justiție pe deplin independentă politic în România și dumneavoastră special vă urez un președinte atât de bun încât să fie bun și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Fac precizarea, grupul PDL a consumat 10 minute din cele 24, iar grupurile USL din Camera Deputaților și Senat